Moldovenii au urcat pe locul 4 în primul eșalon românesc și s-au apropiat din nou de podium, la un punct în spatele lui Fece Voluntar, echipa de pe locul 3. Elevii lui Marius Croitoru i-au transmis patronului că îl așteaptă cu prima după o nouă victorie în campionat. La flash interviurile de după meci din partea moldovenilor s-a prezentat Mihai Ciobanu, antrenorul din acta lui Fece Botoșan. Chiar dacă nu a confirmat că elevii săi vor primi bonusul din partea conducerii, el a transmis că jucătorii au fost răsplătiți tot timpul pentru rezultate bune. Felicitări tuturor celor care au fost la stadion adversarilor, iar pentru echipa noastră, jos pălăria pentru efort și victorie, ne bucurăm pentru portarul Mario Contra. A făcut exact ceea ce ne doream de la el. Întotdeauna la Botoșani, jucătorii au fost răsplătiți atunci când sunt rezultate, a declarat Mihai Ciobanu. Mario Contra i-a luat locul între buturile celor de la FC Botoșan lui Eduard Pap, cel care a fost depistat pozitiv la noul coronavirus cu doar câteva ore înainte de partidă.